Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Adică nici nu imaginăm viața fără duș. Păi cascadele la bază sunt niște dușuri. Cum ar veni, da. Și ploaia este la bază. Duș. Bravo. 1873. 1873? Acum 150 de ani. La o pușcărie. La o pușcărie? Da, și mi se pare oarecum ironic că dușul a fost... N-aveau cum să scape săpunul sau pentru... cum? N-aveau unde să scape săpunul sau cum? Pentru pușcăriași. Nu, da. Nu, lăsați. Ajunge să spunem că este oarecum ironic. La o pușcărie franceză din Rouen, medicul penitenciarului era îngrijorat de faptul că pușcăriașii se îmbolnăveau, luau foarte multe boli unul de la celălalt, pentru că se spălau practic în aceeași cadă pe rând între 20 și 30 de pușcăriași. Mamă. Și evident numai unul era primul. Și restul asta era, aveau diferite munci neplăcute de făcut, erau normal foarte murdari și bolile făceau ravagii. Și atunci a inventat, s-a gândit cum să facă. Ia, toată lumea duș. Și-a dus aminte de o lectură în care citise că în antichitate romanii și grecii bogați erau stropiți de sclavi din pungi cu apă. Și atunci a spus, a inventat acest obiect, para de duș, nu? Că așa îi spune, para de duș, perforată, și inițial i-a și spus băi de ploaie. Uh-huh. Așa se chema, băi de ploaie. Bain de pluie, dacă vrei în franceză, în original. Bain de pluie. Păi. Și... starea de sănătate a pușcăriașilor s-a îmbunătățit semnificativ. Așa. La Rouen, cu această invenție, făceau duș de două ori pe săptămână pușcăriașii. Sincer să fiu, asta mi-a atras atenție în știre, pentru că mi-am dat seama că totuși la 1873 pușcăriașii din Rouen, Franța, făceau duș de două ori mai des decât făceam eu în 1986 ca soldat al Armatei Republicii Socialiste România. Că acolo aveam dreptul doar o dată pe săptămână la un duș de 5 minute. Serios? Așa, da, era în armată la tine? Da. Înțelegeți? Deci ăia motiv erau că nu 150 de ani în urmă de două ori mai civilizați decât și erau soldații. Și reținuți acolo. Da, păi și noi eram reținuți acolo, nu te supăra, că nu era ca și cum putea să plecăm. Mai mult sau mai puțin. Da. Dar uite, asta e un detaliu pe care nu știu. Păi și în rest ce făceați? În rest nu, cadă, nu făceam. Da, cadă cu... O dată pe săptămână duș și în rest cadă. Cadă cu clăbuc, înțelegi? Și cu parfum de trandafir. Nu făceam nimic, ce să nu făceam. Nu exista apă, nu existau, la dușurile erau într-o clădire anume. Și nu vă era dificil să intrați în dormitoare? Tu ce-ți imaginezi? Da, e cam bancul, de la un moment încolo, cam bancul cu dihorul, știi? După un timp se obișnuiește săracul dihorul care doarme la picioarele soldatului român. Vai, uite, asta nu știam. Da. În armata comunistă, unde am făcut eu aici, la un regiment de elită, regimentul de transmisiune al armatei întâi, armata, acolo am făcut eu, nu exista robinet de apă caldă. Adică, la spălător era pur și simplu o țeavă. Asta pot să înțeleg. Da. Bine, unii dintre voi o și meritați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.